gold, right? Want to know where I got it? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Vrei să pariezi pe meciul Pro de CSGO? Ei bine, folosește GGBet, iar cu codul WERT îți dublezi primul depozit până în 50 de dolari. Intră pe linkul 2 din descriere pentru site și pe linkul 2.1 pentru ghidul video care îți arată cum să adaugi codul. Da. Salutare, toată lumea, bine m-a regăsit. Da, tati. Plecăm joi. Joi abia. Mâine e miercuri. Da. Da. Bine, te pup. Așa, scuzați, doar că n-am vrut să închid. Băi, Sivi, nu niciodată mi-am făcut griji de concurență sau ceva de genul ăsta, doar că eu nu pot fizic să fiu la KFC Arena ca să comentez, știi, asta e problema, pentru că altfel am comentat acolo, o să în săptămâna cu numărul 2 și voi comenta cu siguranță finala mare, LAN. Așadar, nu e problemă chestia asta. Nu îmi fac eu griji de astfel de chestiuni. Salutare, lumea, dați acolo, vreau frumos, un like ca să urcăm în recomandate, schimb acum și titlul. Live cu CS Live CS. Balcanica, așa. Nu uitați că încă vă puteți înscrie în giveaway-ul pentru cele 5 invitații de la Bucharest Gaming Week, oameni buni. Stați că până atunci intru și eu în joc una până una alta, dar se face un update, apare la CSGO, mamă. Salutare, Jackie, scuză-mă, Emil, și salutare, CZ, Water, bine v-am regăsit pe toți. Și eu, Fresh, te salut, DNQ, salutare. Ceva și tu, Ionuț. Mamă, ce s-a clang sunat afară. Stați să dau 7 minute. Meciul începe în 6 minute. Minute. Antoni, am ajuns și pe mine cu treabă frumos cu anunțurile. Te rog mult. Ca să vorbesc cu oamenii. Salutare, Sebica. Bună dimineața și ție, Hearts. What you doing? Am uitat să anunț pe Instagram faptul că intrăm live cu meciul, dar na. Salutare, DJ Acoustic. Ce faci, omule? Ce faci? Și bine? Ai acolo cu refresh-ul. Când începe meciul, scrie acolo dreapta sus foarte, foarte mare. Foarte mare. Salvează în telefon, așa. Live. Bun. Bine, CZ-ul, bine, trebuie să citesc, ceea ce am ce ai zis tu acolo, n-am apucat să văd. Stați o secundă. Să beau jocul de apă. Așa. Salutare, Cătălina. Bă, nu știu dacă... Nu știu ce să zic, dacă lumea primește notificări sau nu. Nu știu exact ce se întâmplă cu canalul în momentul de față. Dar am observat faptul că YouTube cam alternează canalele pe care le bagă în recomandate și chestiuni de genul acesta, știți? E ciudat, e foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat, nu știu ce se întâmplă. Voi cei care ați intrat aici, ați primit notificare? Nu, scrieți în chat efectiv din 80 de persoane câți ați primit notificarea aia. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios.
Salut, Gutter. Microfonul cum ți se pare? Hamzo, care e bun de înregistrat? Al meu, cu siguranță. Mega bun. Mega, mega bun. Nu, deci cred că... Deci din 80 de persoane au zis da, cred că vreo 5. Ok, this is not good. Și din păcate chestia asta eu nu pot să modific, știți? Adică eu dădeam drumul la live și instant veneau 250 de persoane. Acum dau drumul la live și primul lucru sunt 50 de persoane. Și nu știu cum naiba să rezolv asta, pentru că prin a vorbi cu cei de la cum îi cheamă. Oh, iară s-a dus ăsta acolo. Antonia, telecomanda. Telecomanda de televizor. Iar mi s-a dus OBS-ul dincolo. Că era să derapez. Deci chestia asta, dacă aș putea să o controlez eu cumva sau să o rezolv de mână, aș vă dați seama că era de mult rezolvată. Dar mai mult depinde de cei de la YouTube și deși le trimit mail, ei îmi spun default, Werti, totul e în regulă cu canalul, cu notificările, ce ar putea să fie rău? Hai mă, serios. Nu, Hamzo, nu, adică chestia asta n-am avut-o până în momentul de față, atâta de gravă, știi? Până la urmă se strâng persoanele, dar una e să dai drumul să fie 250 și să fie practic notificări la toată lumea și pe parcurs să se facă 1000 și alta e să încep cu 50 de persoane și să se facă 500-600 pe parcurs. Da, salutare, cea voi! Bună seara, Team Save! Dar ce violet e la tine? Păi nu e frumos așa? Eu zic că e foarte frumos. Vreți să facem, hai să facem verde aici. Doar că nu o să pot să fac verde una dintre ele. Toate astea se fac din aplicație. Ia să facem noi verde peste tot. Ia să facem un verde. Cel mai agresiv verde, să zic așa. Cancel, tot zice să fac aici un update. Ia stați așa. Așa, mai avem ăsta care e verde, n-am ca la shelf ăsta care trebuie să-l facem verde. Și acum mai trebuie să-l fac ăla de sus, care stați așa. Ăla nu merge să-l fac verde pentru că încă nu i-am dat restart ca să-l conectez la telefon. Nu merge să-l fac din telefon. Da, asta este. Salutare, Alberto. Hai să le dau. Am un problemă mare cu PC-ul. Păi, Vasquez, eu nu știu să te ajut la... Poate să fie o grămadă de chestii. Asta depinde Gutterplay și de echipe, știi? Ciao, Sing, te pup. Depinde și de echipe. Hai, oameni buni, dați acolo un like, vă rog frumos, oricum recomandate. Da, fantastic. Stați așa, să iau GoTV-ul. Înțeles media, așa, e loc media. Așa, să vedem, este 05, da. Dacă băieții au intrat. Salutare, Taco, salutare. La către Lady Durai nu-ți mai trebuie becuri. Ceva de genul, Vasile, da, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Am văzut Nord, dar l-a bătut pe Scream într-un match public, într-un match de Faceit public care, na. Na, cum să zic, Scream a avut 5 fraguri. Îți dai seama cât de mult l-a interesat pe el, cât de tryhard a fost cu match-ul ăla. Bun, hai că băieții deja intră. Poate se vede și jocul, așa. Bun. Best of fun. Dar parcă tot cum o în spate e mai șmecher. Nu știu ce să vă zic. Mamă, iară mea, fai de capul meu, mi-a zburat
Am zburat steagurile de iară pe monitor. Unde e Croația? Uite. Așa închidem. Nu e cel mai drept, să zic așa. Hai să facem totuși mov o parte din cameră, că e prea mult verde. E prea mult verde. Becul să-l facem mov. Așa, și cu mov acolo jos. Și acum cred că o să arate cea mai bine. Da. E mai altcumva acum. Salutare, purii, salutare, salutare. Bun, avem ăsta să scoatem. Așa, și pe băieții de la Rez. Bun. Ce crezi că o să câștige? Eu cred că ne o să-i bată lejer pe cei de la Fantastic. Nu ar trebui să fie probleme. Stole e un jucător bunicel. Mariuki, GG, pe ăștia nu-i știu. A, și Salted, pe Salted îl știu. Pe băieții ăștia știu de la cei de la Echipa Fantastic. Nu uitați să vă înscrieți, vă rog frumos, în giveaway-ul acela cu 5 invitații la Bucharest Gaming Week. Ce cotat are Nexus? Nu este un match încă din playoff ca să se pună problema de pariuri. Așadar, încă nu. Încă nu. E fost... Da, e ca un line-up-ul locastic, ceva de genul acesta. Ceva de genul acesta este. Ți-am stat o întrebare despre ticourile Nexus și eu ți-am răspuns că trebuie să dai, cel mai probabil ți-am răspuns că trebuie să dai mesaj paginii de Facebook. Da, CX-e, joacă CX-e. Chiar mă, hai să punem noi asta în titlu. CX-e se întoarce la Nexus. Good point. Good point. A, și mai am aici niște leduri în fața mea. Pe care dacă le închid, vedeți că eu nu mai sunt atât de... Hai să le închid cumva. Salutare, Sector, salutare. Sector, pardon. Oh, ținta asta, Killer Crosshair. Killer Crosshair Color. Killer Crosshair Size 4. Salutare, Trip, salutare, Adoni Best, salutare, lume, bine v-am regăsit pe stream. Ce mai ziceți, ce mai faceți? Sperăm să fie un match cât mai bun, cel dintre cele două echipe. De când e așa mare webcam-ul? De mult este așa mare webcam-ul. Bine, asta în timp ce vorbesc cu voi. Când e match-ul, nu pun webcam. Pardon. Salutarea SimSexe, gata cu China. Băi, și eu auzisem, îmi pare rău sincer de treaba aia, mi se părea mult mai bine pentru el, era mult mai fain pentru el să se fi dus în China. Așa, ce mai ziceți, ce mai faceți? Ia, hai mă să povestim ceva, nu știu, ce ziceți, ce părere aveți de FaZe? V-ați uitat la FaZe ce au... Nu cred că se dau knife-urile. Cine lipsește? B? Mă, nu dați knife-urile așa. Of, doamne, doamne. Ce părere aveți de noua performanță celor de la FaZe? Faptul că Evil Genius sunt acum pe locul 1 HLTV și asta e foarte interesant. S-a pus pauză, doamne ajută. FaZe C9. Așa, salutare, salutare. Nu, a revenit pe bune Ryu. Volumă mai mare. Să văd dacă e 21, nu-l dau mai tare. Nu-l dau mai tare.
că îmi sparg mie urechile. Adică la căști e bine, e perfect să știi. Bun, hai că îmi scot și eu ăsta, cum se numește, webul. Aveți runa cuțite în față. Stați puțin să îmi... Zo, dă-i tu un mesaj pe grupul de... Un grup, pe grupul de Steam. Stați așa. Dariu a revenit pe bune. Să dau mai aici microfonul. Așa. Bun, lume, o chestiune, am postat un videoclip de la... Da, se blochează când stați să dau până apoi pe full screen window. Like this. Nu ți-am dat ție, zo? Ma. Mam. Da, cred că a dat Antonia. Antonia, e de aici pe grupul de Steam? E de aici pe grupul de Steam? Bine, mersi. Bun, hai că se joacă runda de cuțite, prieteni, între cele două pe aici. Webby o câștigă cei de la echipa fantastic din nefericire pentru noi. Așa, bun. Am o rugăminte. Alin Creț intră galerie. Bine ai venit, Galin. Hai, toată lumea acolo, hype-ul pentru Alin. Alin, bine te-am găsit în galeria noastră. Bum, 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 bum. Bine ai venit, domnule. Mulțumesc tare mult că te-ai alăturat galerie. Mulțumesc tare mult, Alin. Lăsați un coment aici la ultimul video al meu despre BGV. Bun, oameni buni, înainte să înceapă meciul, repede, vă rog, mergeți, lăsați un comentariu super scurt, mega scurt. Dați-vă 2 secunde, vă rog, vreau să... Se dea notificările ca lumea pentru videoclipul acela. Am făcut un videoclip despre Bucharest Gaming Week. Ce o să fac acolo, pe scurt, pe lung. Că o să joc cu, în echipa lui Gam US împotriva la fraților Munteanu. Că o să comentez KFC Arena, ESL, SEC și așa mai departe. Deci vă rog tare mult, mergeți, dați acolo un coment, pentru că vreau să se distribuie ca lumea videoclipul respectiv. Vă costă super puțin. Până în momentul de față sunt 18 comentarii și dați și un like, dați și un like, pentru că vreau să se distribuie. Da, steagurile, hai să începem meciul. Momentan destul de pasiv cei de la echipa Nexus. Știu că voi de obicei pe canal stați destul de lejer, că nu stați neapărat gata la tastatură, pe telefoane, dar dați acolo un click pe linkul acela și vă rog lăsați un coment. M-ar ajuta super, super mult, să știți. O să vă dau inimă la comentariu, la toți, la toți. Iată pe cei de la Nexus Gaming care navigează cu toată echipa către site-ul B, unde este Salted, care îl prinde pe SX, primul player de la echipa din România care este eliminat. Controlul site-ului este luat de către cei de la Nexus și instant pleacă echipa echipa Fantastic la acest retake. Toți cei 4 vin, dar deja fac praguri jucătorii noștri. Este semi-agresivitate din partea Nexus, care totuși trebuie să aibă mare grijă. Biraga și Coxelo, ultimii în viață. Este unul Xelo care ține banana, Bila, dar cu un tap super pe Gigi, ultimii 2 jucători rămași în viață sunt în ruine și Raga îi elimină pe amândoi. 1-0 pentru cei de la Nexus în momentul de față. Foarte bine au jucat-o Nexus Gaming, deși nu se apare membrul? Păi o să apară, domnie, dacă s-a procesat membership-ul, să știi. Alin Creț, o să fac eu o postare, să-mi lăsați link-urile către, deci la community, trebuie să știu unde e tabul de community, cred că acolo ai, este o zonă strict pentru membrii și, ei bine, dacă o să fac eu o postare după meciul acesta, să vă dau semnăturile la toți cei care mai trebuie să le primiți, bine? Avem primele fraguri, Xelo l-a eliminat pe Roga în mid, Mariuki eliminat și el în lângă arcadă undeva de către playerii de la Nexus care au învăluit site-ul A și îi pun la pământ fără nicio problemă pe echipa Fantastic. Stole și cu Salted vor ține de aceste pistoale și armuri pentru runda următoare, care va fi una de full eco pentru ceilalți, pentru... ceilalți jucători croați. Xelo merge la vânătoare, nu vrea să-i lase absolut deloc. Și iată, chiar verifică acel colț, îl pune la pământ pe Salted. Mai este B. Stole încearcă să-l elimine, face primul frag. Stole al doilea, rămânând în viață
împotriva alți trei care vin după el. Raga, hai Raga cu fragul, îl elimină ușor pe playerul de la Fantastic și este scorul de 2-0. Ah, bine, domnule, nu știam la ce te referi. Salutare, no excuse, salutare tuturor, bine m-am regăsit, dragi prieteni. Dați acolo like și la live stream să facem 250 de like-uri, să urcăm în recomandate, 329 de persoane, bine m-a regăsit toată lumea. Na, sincer, acum încă o chestie, nu prea place că fac stream peste streamul de la KFC Arena, dar după ce se termină meciul acesta o să facem un, o să vă trimit acolo la meciul KFC Arena, bine? De pe semifinala cu numărul 2 Rift versus cei de la Red Fier. Bișcuraga, fac două praguri. Nu uitați de acel full equal fantastic pe care pentru care a trebuit să opteze, sau mai bine spus sau în care au fost forțați în runda cu numărul 3. Au forțat în runda a doua cu pistoale și cu armuri și ăsta este motivul. Glonțul, primul glonț, lovește în cap la fix pe Salted. Și... Păi mai avem pe Mariucci și pe Gigi, amândoi care vin către short. Raga se uită către ei, foarte bine trage, iese imediat al doilea și trag împreună în dublaj. Nu mai au nicio șansă cei de la Fantastic, prin urmare 3-0. Bine, Antrax, o să pun pe asta PSP buton pentru că altceva nu știu ce să fac. Dreaptă, acum cu 3 cu 2 Fantastic, se joacă clasic 3-4, M4A1 este la Roga. Saltă, face primul frag pe B, încearcă să se întoarcă înapoi către site-ul B. Ime se răzbună imediat după, uitați că sunt jucătorii de la cei de la Fantastic, 2 destul de segați. Smoke-ul acela acoperă midul. Au un om care este CX în apartamente și așteaptă să-i vină cineva să urce în boiler. Mariucci sper să nu pușeze. CX, iată exact ce spuneam. Le rimnă pe Gigi, care trebuie să verifice în cele din urmă zona aceea. Rămânând pe ei din B, se luptă Raga cu ei, ar trebui să rămână în spate pentru că ar putea să piardă arma aceea și ar fi mai mare păcatul. La 6 HP rămâne playerul nostru român, se va planta de către Nexus, iar acum cei de la Fantastic, uitați-vă la HP-ul lor. Mariucci și cu Salte la 2 respectiv 11 HP trebuie să se retragă și să aștepte să țină de aceste arme pentru runda următoare. Mamă, uitați-vă, voi ați văzut ce Mariucci, ce în vârstă pare? Mamă, eu lui Mariucci i-aș da 30 de ani. Cred că din cauza bărbii de la barbă. Nu n-am văzut scutorile lui Jax cu cei de la Red Fier, nu n-am apucat. M-am uitat pe Instagram. Nici nu mi-am anunțat propriul meci pe Instagram cu câteva ore înainte. Chiar n-am mai intrat pe Insta. Ai. Ai. Raga 0 death-uri, 6 cu 0, da, nicio problemă pentru el, a avut 3 runde de pistoale și o rundă de arme. Păi și la 30 este bătrân, păi e bătrân pentru CSGO, de la 30 de ani încolo te poți gândi să te retragi din scena pro de CSGO. E greu totuși, la asta mă refer. Salut Mihai, bine te-ai regăsit! Grenada care vine, acolo aruncată în capătul către lemne, cei de la Nexus Gaming neatinși, nu știu, Ime, lasă o grenadă pe sub mână, crezând că playerii de la Fantastic au venit aproape și dacă avea să dea damage cumva, se auzea și putea să apese jucătorii în acea poziție. Iată-i pe cei de la Nexus care înaintează către site-ul B. Prică totuși bisul fragul sub gloanțele lui Stol de pistol. Raga prinde acel headshot pe Stol prin smoke și mai rămâne doar Gigi în momentul de față, care îl are pe CX care ține midul. Băi, talentul nu dispare niciodată, reflexele dispar, la asta mă refer. Adică sunt destul de mulți playeri care se retrag încetul cu încetul. Era vorba despre Getride la un moment dat și
mai pot să fie exemple de jucători din scena de hai să vorbim de scena pro în general, care se retrag la un moment dat, pentru că până și ei simt că sunt îmbătrânesc pentru acel joc. Asta nu înseamnă că nu pot să fie coach, nu pot să coordoneze, să fie managerii unei echipe, că nu pot să-și folosească knowledge-ul, cunoștințele pe care le-au dobândit până în momentul acela și skill-ul lor în sensul de a-i antrena și de a-i învăța pe alții. Absolut deloc. Dar punctam doar faptul că și asta zic toți jucătorii, că băi, există o vârstă pentru care la un moment dat ești mai cam bătrân pentru a juca la nivel pro. Nu generalizează absolut nimeni, doar că asta în general se întâmplă, nu înseamnă că nu înseamnă că nu există excepții. Da, Tez încă joacă, Pașa Biceps e stream, uite și Pașa s-a lăsat de la nivel propriu și parcă Pașa cât are? 27, 28, nu mai țin minte cât are. Na, acum închidem subiectul, mereu există persoanele care tind să contrazică ceea ce zic, nu generalizez nimic ce zic oameni buni. Există și excepții, doar că asta este, vă spun, ceea ce se întâmplă în mod normal, cum se întâmplă cu reflexele la o anumită vârstă. Salte de lemnă pe Xelou și iată că cei de la Nexus Gaming nu-l pierd doar pe primul, cât și pe al doilea jucător al echipei lor. Se îndreaptă către mid înapoi, dar Solo-i aude și rămâne la acest cost. Trebuie să vine cu Prickfire-ul player-ul care va veni aici, se X-e neapărat. Raga reușește chiar no scope-ul, dar pe drumul către site-ul B reușesc să piardă un om și din păcate asta îi lasă în dezavantajul considerabil de 2 versus 4. Plantează Raga și acum sunt cam încolțiți. Va fi destul de greu, dar nu imposibil. Raga cu apărarul acesta trebuie să-l surprindă pe Salted, care este în partea lui dreaptă. Dar chiar Salted poate să reacționeze mai bine și neapărat să-l sece. Se întâmplă asta. Biii, pierde coi. Pierul rămâne 1 versus 2. Un om care vine. Se folosește de smoke. Foarte bine, doar că Mariucci l-a auzit și îi vede picioarele și cu siguranță va trage. Îl elimină. Dacă era Mariucci și el undeva spre City Spawn, ei bine, putea să meargă runda în favoarea celor de la Nexus, să scoată B-clutch-ul. Oricum, bună intenția celor de la Nexus Gang, sau mai bine spus, bun 2 versus 4, au scos destul de mult, măcar plantul, $800 în plus pentru echipa din România. Scorul devenit 5-1, nici nu prea mi-am dat seama că ne-au luat cei la Nexus. 5 runde destul de rapid. Tautare, Alec, te pup. Uite-te ce bani au cei de la Nexus. Da, IMEI e în bani rău de tot și CXO duce foarte, foarte bine. Să vedem pe Raga în continuare. Sau mai bine spus, cumpără în sfârșit AVP-ul acela încă din runda trecută, care ați văzut că a funcționat cât de cât. Acum reinvestește banii pe care și-au strâns Nexus de-a lungul celor 5 runde pe care le-au luat în mod consecutiv. Cu siguranță a ajutat destul de mult Nexus Gaming, 4 playeri care avansează către site-ul B în momentul de față, dar momentan stagnează. Smoke-ul al doilea. CRD pe locul 4, cum să nu te bag în seamă? Pe locul 4, doar că deja am vorbit prea mult cu chat-ul. E pe locul 4 Nexus NSA, intră în playoff de pe locul 4. Sper să fie de bine chestia asta, că depinde de seeding. 3 playeri care intră mid de la Nexus. Totuși, bomba, observați că este pe hartă, în capul bananei, iar Pia acum va merge să ranforceze puțin acea posibilă înaintare cu 48 de secunde rămase pe cronometru și văzându-l pe CX acolo în apartamente A, cu siguranță el va fi lurkerul echipei din România și va fi cel care va încerca să-i scoată pe cei de la Fantastic în momentul în care fac rotația. Nu încearcă să joace rolul de decoy, să facă singur pack-ul, pentru că nu ar ajuta prea mult. Reușesc cei de la Nexus să elibereze site-ul B, iar între timp Gigi face rotația. De asemenea va pleca și Mariucci și acum intră în rol CX, care vedeți că îl va prinde pe player-ul de la Fantastic. Și rolul CX a fost cel puțin de a face un frag, iar astfel să slăbească retake-ul celor de la Fantastic. Doi player care apără momentan site-ul 2 versus 2, iar pe când vor avea nevoie de ajutor, va veni și CX din spate. Raga cu polarul, trage, le imnă pe Roga, Gigi este ultimul, îl vede, confirmă poziția lui CX, care vine din banană, dar este scos și rămâne Raga cu polarul acela, scoțându-l pe Gigi, care Raga era deja cu picul acela făcut, 6-1 pentru Nexus Gaming din România.
Full Deagle pentru cei de la Fantastic. Ca să... Oh, oh, ok, ok, Ime, un Wobang kill din nou, ar fi frumos. Xelo este scos, headshot reușit de către Stole. Stole din nou cu acela K47, cu acel Deagle, pardon, funcționează în favoarea sa. Am mai făcut fraguri în rundele de eco. Se aud pașii în... Ba nu, sunt pașii cu IP-ului său. Intră cei de la echipa Nexus și le prind pe pic pe Stole. Iată că site-ul B rămâne considerabil liber. Abia acum ajung și aterizează Stole împreună cu Gigi, dar au doar pistoale. Iar Nexus Gaming trebuie doar cu grijă să scoată pe primul. Gigi ia un Hagney din plin. Rămâne la 14-18. Se XS cu Raga fac eliminările astfel. Fiind mari uciși cu Roga la acest retake, 2 vs 3, nu știu, n-au o armă, au o armă, cred că în banană, dar cred că Nexus au fost atât de diligenți încât să o arunce peste gar. Și cred că o găsim aici undeva, dacă nu cumva iese prin textură. Nu, s-a luat AK-47-le, nu știu unde exact unde s-a aruncat, dar undeva peste gard cu siguranță a zburat pentru ca cei de la echipa adversă să nu poată să o ia. Eh, sau aici, în fine. Ah, nu, ok, Mariucci găsește AK-ul. Îl elimină B cele din urmă, Roga fiind în City Spawn. Cei de la Nexus trebuie neapărat să iasă încetul cu încetul din acea zonă. Oh, doamne, Roga! Double kill-ul acela este superb! B aruncă flash-ul și știe că nu mai are nicio șansă player-ul de la echipa adversă. Și totuși, da, este scos de către bombă. Încă o rundă la Nexus, 7-1 pentru ai noștri. Serios? No excuse? Mamă, felicitări! Felicitări, felicitări, omule! Felicitări, mari felicitări! Salutare, Draconu! Începe cu runda cu numărul 9, iar cei de la Nexus, extrem de lejer, aduc rundele în favoarea lor. Băi, faceți și noi un spam cu Nexus acolo în chat? Hai, să vă văd! Nexus, toată lumea, membrii, băgați acolo emojiurile cu logo-ul Nexus, dau eu startul pentru... Toată lumea, dau eu tonul și ai cu spamul acela pentru echipa din România. Este Roga cu AVP-ul, este un double AVP setup chiar pentru echipa din Croația și își aduc un număr de 2 fraguri. Așa, mă, hai cu susținerea pentru echipa din România, bravo băieți! Ultimii 3 player de la Nexus rămași în viață avansează în A și acum își aduc avantajul pe situație, cel puțin până în momentul de față. Roga are gap, Ime este eliminat de către playerul de la echipa din, din Croația. Xelo cu fragul cu AVP-ul acela și sunt el cu capitanul său, unul în apartamente, celălalt în short. Își va arunca smoke-ul, Roga nu va putea să vadă mai nimic, s-a eschivat de glonț. Xelo de aproape iese Roga, îl scoate pe acesta din runda aceasta cu numărul 9. Plantează capitanul Nexus, Moriul este aruncat. 2 vs 2, situația devine tensionată. Stole este în library, Salted care vine alături de el. Ia ca acela cu 47 în detrimentul AVP-ului. Xelo va primi flash-ul în plin, dar trage și scoate cu AVP-ul pe Stole. Vine al doilea om, dar flash-ul nu ajută prea mult. B face pick-ul, îi dă puțin damage și în cele din urmă ar trebui să fie eliminat, dar Nexus Gaming o joacă safe. Atins și este și eliminat. 8-1. Foarte bine pentru cei de la Nexus, 7 din partea celor de la Nexus, 7 runde diferență. Oameni buni, suntem 450 pe live, facem și noi 300 de like-uri, hai să facem 300 de like-uri. Apăsați cliculețul acela, cliculeanu, cum zice Dorian Popa, pentru pe butonul de like. N-aveți idee cât de mult ajută, știu că mulți sunteți pe telefon, pe TV și așa mai departe, dar ajutați live-ul sau orice recomandate pe YouTube și să vină mai multă lume. So please hit the like button. E un mundă de pistoale din nou pentru Fantastic. Și normal că nu știu dacă vă dați seama, dar mie mi se pare că Xelo abia așteaptă să moară Raga să ia el AVP-ul. Iată-l pe Raga, totuși ne arată și el dovada că poate să tragă cu polarul acela. Stole este scos din joc. Cei de la Fantastic fac crossfire-ul absolut toți pentru mid, dar flash-ul este aruncat de către Raga pentru intrarea cu IP-ul săi. Salted va veni și el late game acolo din banană, dar Raga se ocupă de acesta în același timp și se duce repede runda în favoarea lor noștri. 9-1 Nexus Gaming. Este extrem de greu pentru cei de la Fantastic să mai facă ceva.
E clar că... Da, ar fi bine Fnatic-ă. E clar că Nexus sunt superiori echipei din, Croația. Eu dau share la live, Mesia Gaboi, apreciez foarte mult. Oameni buni, dacă nu sunteți abonați și urmăriți pentru prima dată meciurile comentate către mine, dați acolo un subscribe și apăsați clopoțelul. Grenade aruncate pentru... pentru banană! Și iată că sunt cei de la Nexus Gaming prinși între două incendiare și cred că după aceea vin și două hacknade-uri la pachet. Desnodământul acestei situații din banană este faptul că Raga rămâne la 20 HP și Ime este eliminat. Și pe deasupra, Sex și Cuxelo pușează. Vine totuși Stoul care încearcă să reacționeze și facă switch-ul pe playerul din dreapta, dar Sex nu îi permite acest lucru. Iar Mariucci este low și, pardon, este solo. 1 versus 3 cu playerul la Nexus care înaintează. Roga cu Polarul vine, dar vedeți că va avea calea vizuală blocată și trebuie să meargă în ruine playerul croat. Gigi rămâne solo în site-ul A pentru apărare. Cred că Roga va fi scos de acel moli, dar vine smoke-ul care anulează efectul și practic Nexus se împiedică singur cu faza aceea. Roga va ieși, Seixe, pas cu pas. Haide, Seixe, verifică dark-ul prima dată. Seixe, verifică. Trebuie să se uite în ambele direcții, desigur, pentru că mai este și un om, putea să fie omul la Yo-Yo. Plantează BTN, Gigi și cu Roga acum vor încerca retake-ul. Iar playerul cu AWP-ul are și defuse kit-ul acela. Gigi aruncă flash-ul, vine alături de coipierul său. Roga încearcă să se uite, să facă, să vadă dacă vine un pic agresiv cumva. Smoke care este aruncat pentru banană. Raga îl prinde, dar vedeți că vine de partea cu coipierii săi. Oricum are un mic gap, iar Fantastic deja iau decizia. Vor face save-ul în această rundă cu numărul 11, iar scorul va fi de 10-1. Este Raga, nu Roga. Mulțumesc tare mult, Ireal Ionuț, cel mai ireal băiat din chat, pentru că m-ai corectat, dar dacă ai încercat să sesizezi, pe hartă există un Roga la echipa adversă și un Raga la noi. Mersi, Nicolae Andrei, pentru share. Nu, este în campionat, este un turneu de 10.000 de dolari. Intră tare, cei de la Fantastic merg pe opțiunea agresivității și funcționează, îl prind pe Xelo. Raga trage o cu, cu acel AWP, schimbă pe AK-47 și încearcă să ducă arma înapoi către rampă. Smoke pentru library, iar cei de la Nexus Gaming încearcă să învăluie site-ul la Stoul vine destul de repede și acum situația va deveni destul de interesantă. Seixe încearcă să-și crească drumul, elimină unul, mai rămâne unul în site. Apasă acea zona a library-ului, Mariucci este solo, îl scoate pe Seixe, îl scoate pe Raga, rămân 2 versus 2 cei doi playeri ai fiecarei echipe. Iar acum B este în fundătura din library cu Stoul care ar trebui să iasă. Bine, Roga cu AWP-ul acela către short, este pregătit Ime. Trebuie să facă picul să-i se vadă țeava privată și asta și face, e dezavantaj. Stoul fuge, nu merge pe urmele sale BTN, mai bine joacă safe. Oricum, e un paradis fiscal aici pe tab pentru cei de la Nexus Gaming, scorul va fi de 11-1, 10 runde diferență, iar cei de la Nexus și arată clar supremația, fără absolut nicio problemă. Prieten, că tot e lejer, așa lejer meciul. Nu uitați că acum e Black Friday de la PC Garage și dacă vreți să vă faceți, vreo comandă, aveți în descriere linkul al patrulea sau linia al patra, un cod de reducere la PC Garage de 1%, W3DX acela este, să-l folosiți, oameni buni, să-l folosiți. Iar pentru cei care sunteți interesați de pinuri legit de la Major, încă mai am câteva de vânzare. A venit Xenograf și a luat vreo unul din fiecare bucată. M-a rupt pe stoc Xenograf. Dar încă mai am. Dacă sunteți interesați, vezi, prețurile pleacă de la 150 de lei. Sunt pinurile legit. Mariucci cu double kill-ul.
Foarte frumos jucat de către playerul de Like Pafantastic. Oh, se trage cu polarul pe lângă BTN. Acesta înaintează fără nicio grijă. Încă o dată s-a tras. Și în momentul sunt izolați cei de la Fantastic. Totuși saltă de prie pe Xelo. Oh, stole! Ce headshot reușește prin smoke-ul acela. Raga e al doilea care vine, dar este solo 1 vs 5. Mama Raga în ce situație face fake plantul. Roga vine și îl scoate. 11 la 2. Apropiem încetul cu încetul de finalul acestei jumătăți cu numărul 1. Primul frag îl scoate Raga, a venit prea tare Roga celor de la Fantastic și cred că el avea și polarul. Este eliminat, iar totuși second upper-ul celor de la Fantastic face și el treabă. Se îndreaptă către site-ul B și prin banal prind și pe Soul. Îl seacă, nu știu dacă l-a văzut acolo în partea stângă pe Soul, playerul de la Nexus. Iar el astfel poate să fie în spatele celor de la Nexus Gaming în momentul în care înaintează. Până la urmă este eliminat, dar și Salted scoate o fază frumoasă cu acel polar, doamne Salted! Fragul cu numărul 3. Wow, bang pe Xelo, momentul în care este în spatele de la Spools. 2 vs 3 rămân playerii noștri. Iar Ime se duce tare peste ei, foarte bun picul Ime, agresiv peste polarul, Fantastic. Și rămân 2 vs 2 în cele din urmă. Mariucci, grijă mare Ime să nu facă picul. Ambii playeri de la Fantastic se îndreaptă dinspre ruine la retake-ul acesta. Și știu dacă cei de la Nexus și-au confirmat locațiile. BTN merge spatele lor, Ime scoate pe unul, Ime scoate pe al doilea, quad kill-ul pentru Ime. Foarte frumos Ime, 12 la 2. Lumea, dacă ați avut în ultima, perioadă probleme cu notificările la canalul meu, vă rog frumos, dezactivați-vă notificările și activați-le din nou sau dezabonați-vă și abonați-vă la loc, pentru că nu știu ce să facem noi ca să combatem chestia asta de se strică. O, oh, doamne, Mariucci. Și aruncă și granada și Ime este cat în 9 HP. Coraflat de glanță și un Hagnade, Ime este l-a adus la 9. Haide BTR cu entry fragul, Stow scoate faza în favoarea echipei sale, cel puțin momentan. Iată totuși pe Xelo care decimează absolut tot ce vede în față, demolează echipa Fantastic. Xelo vine, Rog a văzut, Xelo triple kill-ul și ca rifler îi lovește tare pe cei de la Fantastic și scorul va fi 13 la 2. Tap-ul lui CX de final și este scorul de 13 la 2 pentru Nexus pe prima jumătate. Lume, acum până începe jumătatea a doua, nu uitați, vă rog frumos, vă dau în chat link-urile către sponsorii mei, anume cei de la GGBet și cei de la CS Money. Link-ul pentru GGBet este link-ul cu numărul 3, link-ul cu numărul 2 este pentru CS Money. Pentru CS Money, lume, dacă vreți să cumpărați skin-ul de CSGO mult mai ieftine ca pe Steam Market, vă recomand CS Money și mai ales ca să faceți trade-uri și așa mai departe cu un site 100% legit. Pe GGBet aveți promo code WERTY care va aduce 50 de dolari bonus maxim. Deci dacă vreți să folosiți aceste site-uri, m-ar ajuta foarte, foarte mult pe mine, pentru că sunt partenerii mei. Vă faceți un cont, vă faceți un cont, pariați pe GGBet, introduceți promo code-ul. Chestiile astea mă ajută foarte mult. Deci dacă vreți, nu trebuie neapărat orice altceva, donații, chestii, mă ajută enorm de mult dacă interacționați voi cu aceste site-uri. Danke, danke. Iată-i pe Nexus pe partea de CT, iar aceștia înaintează cei de la Fantastic fără nicio grijă. Practic ceea ce au făcut Nexus Gaming în runda de A de pistoale când ei se aflau pe partea de Tero. Iau damage ai noștri, stolă linia pe B. Haideți băieți, X și cu Raga rămân ultimii.
Să-l vedem pe Raga. Iată, vine și acel damage și nu doar damage, cât și frag pe Mariuki. Din păcate, defuse kit-ul este la 6 și dacă el pică, poate să fie destul de departe. Astfel, Raga trebuie să ori să ia defuse-ul și să încerce acum să țină bomba aceasta, ori să-l inui pe Gigi. 3 secunde, Gigi vine, face fake-ul. Haide, fragă, Raga cu fragul îl elimină pe player-ul de Necma Fantastic și acum este o chestiune de milisecundă. Raga! Bine, Raga! Ia runda! În ultima milisecundă dezamorțată de bomba, 14 la 2 pentru Nexus. Toare. Asta că trece imediat. Așa, Aline, bravo acolo pe emoji-uri. Bine acolo pe emoji-uri, Aline, în chat. Runda 17-a, iar cei de la Fantastic, având plantul, vedeți că forțează cu absolut tot ce au la dispoziție, dar Mariucci a dat el armă și rămâne cu 0 bani și Glock, asta e interesant. Dă o luptă acolo lângă rampă, este eliminat playerul de la echipa din România 1, cât și Salt de la Fantastic. Te pup, Marius, te pup, te pup. Raga și cu CX se fac eliminările foarte greu pentru cei de la Fantastic. Vor intra în match point cei de la echipa Nexus Gaming. 15 la 2 pentru echipa din România. Rob, sper și eu. Doamne ajută, Doamne ajută. Asta e șansa lor, asta e șansa lor. Acum că vine play-off-ul de la Advanced, sincer. Da, Arina, adică chiar am vrut să creez comunitatea mea cu chestiile astea, cu emoji-urile. Asta m-a așteptat cel mai mult, sincer. Să avem, să avem emoji-uri. Cei de la echipa Fantastic, cum la urmă se duce egalitatea numerică, B face double kill-ul undeva acolo în mid, rămâne fără gloanțe stall, flash-ul sau smog-ul se aruncă și este izolat de unul singur acum, nu va avea prea multe șanse, iar cei de la Fantastic trebuie neapărat să-l ajute, fragurile se realizează, face picul lângă un jucător, Raga îl doboare pe Salted, iar acum CXL va auzi pe Gigi, trage prin smog, oh, doamne, Gigi, te-ai pierdut pe hartă, 16 la 2, victorie pentru cei de la echipa Nexus Gaming. Foarte bine, băieți, foarte bine. Bun, dragi prieteni, haideți să intrăm aici pe CS Money puțin. CS Money. Bun, deci CS Money este, v-am spus, este unul dintre sponsorii mei și m-ați ajutat foarte mult dacă l-ați folosit și dacă v-ați face conturi, trebuie doar să vă logați cu Steam-ul, asta este tot ce aveți de făcut. Vă aveți link-ul cu numărul 2 din descriere. Pe CS Money, nu știu dacă pot să-mi văd practic ce am făcut eu până acum. Pot să văd cumva personal area, ia stai așa. Ah, da, uite. Deci uitați ce trade-uri am făcut eu până acum. Deci am dat, deci mi-am dat toate itemele astea. Deci, mi-am dat carambitul meu de 183, cu AK-ul de 40, cu ăsta M4 de 18, plus că am mai pus eu bani pe lângă, plus uitați-vă câte skin-uri am băgat aici, nu știu dacă pot să văd câte sunt. Am băgat o grămadă de skin-uri și le-am dat pe toate pe baionetul ăsta pe care mi l-am luat field tested. Vedeți aici practic ce și cum s-a întâmplat. Mi-am mai cumpărat cu bani reale un AK, direct cu bani reale un AK-47. Deci e un site super super tare. Practic puteți să veniți aici în partea stângă, vedeți, puteți să luați, să puneți direct bănuți și aici în dreapta sus vi se umple cum se numește, balanța. Și aici aveți niște skin-uri care de obicei, în proporție de 80%, da, merge la cei de la KFC, costă mai puțin ca pe Steam Market. Deci e mult mai avantajos să vă cumpărați de la cei de la CS Money. Bine, Zumzic, bine, cum zici tu. Cam cât costă inventarul tău? Nu știu cât costă, sincer, acum. Habar nu am. Nu mai am baionetul ăla pentru că l-am dat Antonie să se joace acum.
Bun, prieteni, mulțumesc tare mult că ați urmărit meciul. Hai să mergem la cei de la, vă las la cei de la KFC Arena. Ride by Werty la KFC Arena. Hai. Ride by Werty la KFC Arena. Vă las acolo la băieții de la KFC Arena. Vă rog frumos să urmăriți semifinala. Se joacă acum Rift versus Red Fear. Semifinala cu numărul 2. Sinners au pierdut cu knockout. Nu mă așteptam la chestia asta, dar aparent s-a întâmplat. Hai acolo Ride by Werty, vă rog frumos, și să lăsați și un like la băieți. Eu o să comentez finala la Bucharest Gaming Week. Asta se va întâmpla duminică de la 15:30. Hai. Ride by Werty, Ride by Werty, Ride by Werty acolo la KFC Arena. Go 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 la KFC Arena. Ne auzim cu următorul stream direct de la Bucharest Gaming Week. Ciao, ciao, salutare lume. Vrei să pariezi pe meciul pro de CSGO? Ei bine, folosește GGBet, iar cu codul WERTY îți dublezi primul depozit până în $50. Intră pe linkul 2 din descriere pentru site și pe linkul 2.1 pentru ghidul video care îți arată cum să adaugi codul. Cool, right? Wanna know where I got it? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro.